zonă, să ne întoarcem în regiune. Hai, ne întoarcem în România. Unde primăria sectorului 1, în primăria sectorului 1 s-a declanșat acest scandal bazat pe sărbătorile pascale. Noi avem genul ăsta de preocupări. Nu e o preocupare legitimă. Cât dăm pe ușor, pe uleț, cât dăm pe iepurași, asta, frumos. Uite, Clotilde Armand surprinde o situație în care, și noi, uite ce se întâmplă din banii noștri. Primarul sectorului 1, domnul Tudorache, pe care îl avem la telefon și căruia îi spunem bună seara, ne auziți? Da, bună seara. Bună seara, domnul primar. Uitați, ne uitam aici pe această cheltuială care s-a făcut cu ocazia sărbătorilor pascale ca să se bucure cetățenii din sectorul 1 de sărbătoarea aceasta. Nu sunt... Hai să luăm așa câteva exemple. Primăria se închiriază cadou cu fundă 3D, preț 2 bucăți 5.500 de lei. Înger 3D, 11.000 de lei. Preț 2 bucăți, nu știu. Deci, practic, s-a iscat acest scandal bazat pe achiziția aceasta publică. Doamna Clotilde Armand consideră că nu trebuie fi, nu, este o cheltuială care prea mare. Prea mare. Doamna, pot să zic? Da, vă ascultăm. Doamna Clotilde bate câmpii. Deci, primăria sectorului nu a făcut nicio achiziție. Poate că și-ar fi dorit să facă ca să înceapă să critique. Nu, puteți controla, primăria sectorului 1 nu a dat niciun ban pe ce a spus dumneavoastră. Păi nu, este publicat un anunț pe SEAP, pe Serviciu Electronic de Achiziții Publice, în care primăria sectorului 1 își anunță intenția de a închiria, de exemplu, deci nu am închiriat, deci primăria sectorului 1 nu a închiriat niciun iepuraș sau ou. Nu, dar vreți să închiriați? Nu, asta urmează să le închiriați? Nu. Păi atunci ați publicat acest anunț la derută? Ca să induceți în eroare? Nu. Păi atunci de ce l-ați publicat? Deci noi nu am închiriat în momentul de față. Păi nu, dar de ce l-ați publicat anunțul? Ați anunțat că vreți să închiriați și că dați 11.500 de lei pe un iepuraș 3D. Domnul Tudorache, ne urmărim puțin unii pe alții. Deci dumneavoastră vorbiți despre timpul prezent, eu vorbesc despre timpul viitor, în ceea ce privește plata. Ați făcut anunțul? Ați demarat procedura în SEAP? Nu s-a făcut. S-a demarat procedura în SEAP? Nu s-a încheiat nicio procedură. Dom'le, s-a demarat procedura în SEAP? Eu cred că nu înțelegeți limba română, am mari dubii. Haideți să vorbim cu doamna Armand, poate în franceză răspundeți la întrebări. Poate vorbește în franceză și poate ne vorbește despre puduri, doamna Clotilde. Păi să ne vorbească despre orice. Bună seara, doamna Clotilde Armand. Ne auziți? Bună seara. Da, bonsoir. Bună ziua. Bună ziua. Înainte să discutăm, vreau să urez tuturor celor care ne ascultă sărbători fericite. Bun, trecând peste momentul ăsta festiv, hai să spuneți-ne și nouă cum s-a ajuns la această acuzație pe care ați formulat-o, că domnul primar spune că nu e cazul, că nu e nicio problemă. Nu s-a făcut nicio achiziție. Sau nu se vor face aceste cheltuieli, nu se vor face. Dar se vor face? Vă explic, în sistemul de achiziții publice au apărut mai multe contracte prin încredințare directă. Semnate săptămâna trecută, pe 30 martie 2018, un valoare totală de 38.000 de euro, adică prețul unei garzoniere. Mă rog. Ce a spus mai devreme. Poate să vină mâine la primărie, doamna Clotilde, și să verifice actele, are dreptul. Să nu mai vină cu minciuni. Domnul primar, este un sistemul cel mai oficial posibil, sistemul de achiziții publice, SEAP, prin care trec toate achizițiile publice. Faptul că nu sunteți dumneavoastră la cuvânt nu mă miră. Doamna Clotilde, numai o secundă. Domnul Tudorache zice că nu se va produce această cheltuială. Deci, practic... Mâine la primărie eu mă bucur, pentru asta sunt aici, ca să anulez aceste achiziții. Dar nu e vorba de anulat, că nu există. N-aveți ce să anulați. Domnul Tudorache, s-a închis procedura pe SEAP. O să aveți hârtiile de semnat săptămâna viitoare. Veniți mâine, doamna Clotilde, nu mai dezinformați. Mă bucur să vin ca să anulez această achiziție. Sigur, ne fiind în campanie electorală, suntem obligați să spunem și mai mult decât povești. Îi rog pe colegii de regie să ne arate și nouă pe ecran acum acea captură de pe site-ul SEAP, site-ul Serviciului de Electronic de Achiziții Publice. Haideți să ne uităm să vedem exact despre ce vorbim în momentul de față. Pentru că am pus un print screen, arătăm în cele ce urmează. Pentru că acum nu am plătit, nu știu dacă voi plăti. Domnule primar, la ce ne uităm în aceste momente? Așa. La ce ne uităm? Da, dar nu există așa ceva în primăria sectorului.
Nu am solicitat, nu am plătit și nici nu voi plăti. Deci spuneți că cineva în numele primăriei sectorului 1 a publicat un anunț fals? Domnul, eu vă spun realitatea. Nu s-a plătit și nu am solicitat acest lucru. Și domnul primar, se plătește vină după ce s-a închis procedura. Procedura este închisă. Firma Next Level Project Consult a câștigat aceste contracte. Sunt niște închirieri care se fac pentru 30-40 de zile. Eu nu știu dacă veți reuși să-l instalați. Auziți ce zice domnul primar? Că nu veți vedea niciun iepuraș în sectorul 1. Nu, pentru că nu. S-a semnat contractul, s-a încheiat procedura săptămână trecută, pe 30 martie. Și atunci eu nu cred că vor reuși să-l instaleze. Dacă reușesc, vor fi acolo... Doamna Codinarma, stați un pic să zică și domnul Tudorache, că nu înțeleg ce zice. Spuneți domnul Tudorache, vă ascultăm. Vă aștept mâine pe doamna Clotild la primărie și o să își dea seama ce s-a întâmplat. Da? Da, ca să înțelegem noi ce s-a întâmplat. Vin mâine la primărie. Dumneavoastră spuneți că acest anunț de pe SEAP e fals? Împreună. Stați că nu vă aud. Domnule primar, sunteți primarul sectorului 1. Exact. Noi vedem sectorul 1 aici ca fiind parte într-un proces de achiziție publică a unor decorațiuni de Paște. Noastră spuneți că nu există acest anunț. Vă aștept mâine la primăria sectorului. Deci nu, ce să fac la primăria sectorului 1? Se pare că-s consilier local? Nu anulăm, domnule, nimic. A fost publicat acest anunț sau nu? Că vreau să mă apuc de confecționat iepuraș, domnul primar. Mă apuc de confecționat iepuraș și vi-l închiriez două zile cu 11.500 de lei. Dar ce are acest iepuraș? Este poleit cu aur? Sunt de polițire, costă probabil 100 de euro și sunt vânduse pentru prețul lăsat în piața. Vreau să intre pe cei care închiriază iepuraș. Părând. Cine a publicat acest anunț? Domnul primar, cine a publicat acest anunț din punctul meu de vedere? Cine este? Că nu e opinie aici, domnule. Cine a publicat anunțul? Primărie, doamna Clotil, să observe sigură. Păi da, de ce să meargă la primărie? Da, stați, doamna Clotin, nu voceți la nicio primărie, că n-ați câștigat alegerile. Local, domnul primar, acest lucru n-a trecut prin Consiliul Local. Este o încredințare directă de la primăria sectorului 1, de la executiv, de la executivul dumneavoastră. Chiar vă rog mâine, doamna Clotin, după ce vedeți actele, să ieșiți public să spuneți că v-ați înșelat. Deci, domnule primar, ca să înțeleg eu, că pe mine nu mă interesează ce faceți în intimitatea primăriei dumneavoastră și doamna Clotil. Eu vă întreb public dacă aceste imagini de pe SEAP pe care le difuzăm sunt false sau nu. Eu vă spun că primăria sectorului 1 nu a dat și nu va da niciun ban pe niciun iepuraș. Deci nu veți da niciun ban pe iepuraș 3D. Da. Și dacă găsim iepuraș 3D în sectorul 1, ce înseamnă? I-au confecționat consilierii locali? De la USR, da. Cei de la USR. Sunt, ar fi în stare, deci credeți-mă că ar fi în stare. Clotilde Armand ar fi în stare să facă niște iepurași, numai ca să picați noastră într-o postură. Dar nu mai știu, dar de ce o chemați mâine la primărie pe Clotilde Armand? Eu vreau să mai mult de 100 de euro pentru fiecare figurină. Și oricum sunt chici, nu există niciun motiv cultural ca să cumpărăm aceste figurine. Da, doamna Clotilde Armand, știm că e un chici orice decorațiune estivală sau de Crăciun sau de Paște. Știm, asta e o porcărie. Și e și punctul meu de vedere. Dar, dincolo de această opțiune stilistică, dumneavoastră susțineți că acest contract a fost încheiat? Eu susțin ce scrie în sistemul oficial de achiziții publice. Și acolo scrie că s-a închis procedura și că domnul primar, executivul primăriei, a contractat pentru sumă de 38.000 de euro 6 figurine de polistiren care fac un metru pe un metru aproximativ. Ia uziți. Deci dumneavoastră spuneți că acum contractul a fost parafat, da? Sau că procedura s-a încheiat, dar poate n-au semnat încă. Nu știu dacă hârtia a fost semnată. Dar oficial un sistemul de achiziții publice. Păi vedeți? S-a deschis procedura. Și dacă nu interveneam eu și alții, astăzi domnul primar ar plăti 38.000 de euro pentru aceste figurine. Eu mă bucur de faptul că înțeleg din domnul primar că va anula această achiziție. Dar noi putem avea garanția că aceste anunțuri publicate pe SEAP sunt oficiale? Da, ca să semnezi ceva, ca să anulezi ceva, trebuie să-l semnezi. Da, domnul primar, noi știm, dar să știți că pe noi nu reușiți să ne păcăliți cu tertipurile astea, da. Nu știu pe la cine merg, că n-am semnat încă. Da, e procedură electronică, domn primar.
E procedură electorală. Lăsați-ne că n-ați semnat dumneavoastră cu pixul primar. Astea nu sunt de nivel. Dacă vreți la alte emisiuni cu astea că n-ați semnat cu pixul. E procedura electronică desfășurată în SEAP. Avem prețul maximal pe care l-a precizat primăria. Avem prețul de închidere al procedurii. Avem firma contractantă. Avem autoritatea contractantă. Avem data la care s-a finalizat procedura. Deci cineva din primăria sectorului a publicat acest anunț. O firmă a venit și a câștigat acest proiect publicat pe SEAP. Știm și data la care s-a întâmplat. Știm și firma care e. Eu să ne spuneți că n-a semnat cu pixul. Aia serios? Nu, nu e semnat de nimeni. Hai să fim serioși. Dar e publicat acest anunț pe SEAP de dumneavoastră, sectorul 1? Firma Next Level Project Construction, asta nu poate primăria sectorului. Ia un judecat dacă nu semnați contractul după ce s-a atribuit contractul prin SEAP. Știți asta? Nu e așa? Primăria sectorului nu a dat niciun ban. Să... Păi n-ați dat încă niciun ban, nici n-a venit Paștele. Domnul Tudorache, dar nu vezi da banii aceștia? Nu-i vezi da? Nu, pentru că nu am nevoie de așa ceva. Nu aveți nevoie de așa ceva. Dar de ce ați publicat anunțul dacă nu aveți nevoie? Și dacă, hai să mergi și pe varianta aceasta. Și dacă totuși se întâmplă, dacă totuși ne trezim că sunt... Nu știe ce se întâmplă în primăria lui. Păi până acum a spus că a semnat. Nu n-a spus nimeni că a semnat. Numai dumneavoastră folosiți cuvântul semnătură. Noi am depășit momentul semnăturii. Okay. Semnăm 2018, proceduri electronice. Un SEAP electronic s-a semnat. Da, doamna consilier putea să vină să verifice imediat când a văzut informația. De ce n-ați verificat, doamna Clotin? Asta a făcut, domnul primar. A dorit să facă doar scandal. Atâta face USR-ul la sectorul, nu doar scandal. Dar anunțurile astea cine le face pe SEAP? Când cumpărați pentru valoarea unui apartament, cumpărați face figurine de polițimen. Atunci face scandal. Comparația unui apartament. Important e că primăria sectorul 1 nu a dorit așa ceva și nici nu va plăti așa ceva. Bun, dar dacă n-a dorit, că nu eu vreau să-mi explic logic, dacă n-a dorit, de ce a publicat anunțul? Da. 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 Nu știu, să vină mâine doamna Clotin. Nu, doamna Clotin, vă rog frumos, nu vă duceți mâine. Ce totuși invitați pe doamna Clotin să vină mâine? Să nu se ducă doamna Clotin, măi, doamna Clotin, nu faceți ce vă zic feseriștii. Deci de ce să vină mâine, ce vă răspundeți dumneavoastră? Dar... Domnul Măresc, eu sunt gata să mă duc la credinție, să vă economisiți 38.000 de euro din banii publici. Și asta voi face. Voi termina această acțiune. Incredibil, incredibil. Vă tot întreabă domnul primar ceva de puzuri. Aveți ceva de declarat pe subiectul puzurilor? Ia spuneți-le cu puzurile. Ca să lămurim și acest subiect. Da. Nu, când vine mâine, doamna. Păi dar spuneți-le ce... Nu vine mâine, nu așteptați. În legătură cu ce o întrebați cu puzurile, domnul primar? Puzurile sunt la capitală. Așa. Planul va duce de detaliu la sector. Puduri, puduri. Puduri, așa. În legătură cu ce? Adică, până la urmă, care e speța aici? Ca să înțeleg că poate... O să ne explice doamna... Că poate inculpă și doamna Clotida. Dar sunteți foarte secretos. Vreți să vorbiți numai între patru ochi? Nu, să ne explice, că poate are explicat. Păi să ne explice acum. De ce să vă explice mâine la primărie? Să ne explice acum dacă are ceva de explicat. Doamna Clotilde Armand, aveți ceva de explicat cu pudurile? Nu știu despre ce vorba. Într-adevăr, pudurile care nu respectă planul de urbanism și care nu sunt în avantajul cetățenilor, nu suntem de acord cu ele și pentru asta am fost aleși. Așa. Am înțeles. Bine. Da, nu e. O să vedeți în perioadă. Adică domnul primar, urmăriți subiectul în continuare și o vedea cum să finalizează. Doamna Clotilde. 6 etaje, într-un cartier de case. Nu suntem de acord. Ne uităm după iepurași până sectorul 1, domnul primar. Așa. Dacă găsiți, îl dau domnului Clotilde. Dacă găsiți cine. Așa. Îl dăm domnului Clotilde. Bine. Sănătate, seară bună, domnul primar. În fine. Îți dai seama țara în care nici măcar un anunț pe SEAP nu e serios? Dom'le, dar eu stai un pic, eu n-aș... Dom'le, dar scrieți, dom'le... Eu n-aș merge în zona asta atât de dramatică, poate... Adică și îmbunătățirea sectorului 1... Dramatică. Stai un pic, e sărbătoare, dar trebuie să semnalăm într-un fel sărbătoarea asta, nu? Adică eu nu culpabilizez intenția primarului, primării... Vorbim despre asta! Da. Problema, noi am depășit și problema și aia. Problema asta suntem depășit, la altă da. Problemă, la da. O problemă în sensul următor. E publicat un anunț pe SEAP. Vine cineva și câștigă proiectul de pe SEAP și după aia vine primarul și spune: nu știu, domne, nu e foarte interesant, nu trebuie urmărit. Așa cum deci îți dai seama, nici SEAP-ul nu mai e sigur în țara asta. Cum urmărim ce se întâmplă, uite-te și tu la Iași, că nimic nu e sigur, nici în închisoare nu e sigur. Uite-te și tu că au până la urmă și oamenii ăștia... Păi de-aia nu vor să meargă, că nu e sigură treaba, vor să stea acasă. Penitenciarul din Iași, 450 de deținuți evacuați din penitenciarul de la Iași astăzi, din cauza faptului că era în pericol de prăbușire. Deci se prăbușea peste oameni. Da, tot sistemul de penitenciare de România metaforic se prăbușește, cel clădirea din Iași se prăbușea la propriu. În clasa maximă de risc seismic. Da, domne. Și ar fi cunoscută. Ideea este că i-au scos Cristina Enache, purtător de cuvânt ANP la telefon. Bună seara!
Bună seara. Înțeleg că ați evacuat doar o parte din deținut, au mai rămas vreo 50, nu? Ce vă pot spune, reiterând informațiile pe care în cursul acestei zile le-am transmis printr-un comunicat de presă, da? Este că la nivelul Administrației Naționale a Penitenciarelor și al unităților subordonate se derulează în mod constant un proces de inventariere și clasificare a spațiilor de deținere din punctul de vedere al condițiilor de detenție, al condițiilor de muncă și al siguranței în exploatare. Ținând cont de aceste coordonate, într-adevăr, la nivelul penitenciarului Iași vorbim despre un imobil vechi, un pavilion de deținere construit în anii 50, care va intra într-un proces de modernizare. Dar au mai rămas oameni în penitenciar acum? Adică, sau? La acest moment nu vă pot spune cu exactitate dacă mai sunt deținuți aflați în custodia acelui pavilion de detenție. Vă pot spune că această activitate de modernizare, acest proces destul de complex, presupune de la sine și relocarea unei părți a deținuților cazați în acest spațiu. Bun, și cu cei care au rămas, că sunt 100, vă spunem noi, dacă nu le puteți spune dumneavoastră, avem informația de la Federația Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor, e un comunicat oficial, probabil l-ați citit, mai sunt 100 de deținuți în Iași. Cum se, sunt mai de sacrificiu? Adică i-am scos pe cei care contau, 100 plus minus cei care rămân, se poate prăbuși penitenciarul peste ei? Această informare, acest număr pe care îl precizați, nu provine dintr-o informare oficială a Administrației Naționale. Nu, vine de la Federația Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor. De la domnul Dumitrache. De la Administrația Națională a Penitenciarelor. Drept urmare, da. Nu pot comunica o cifră pe care nu sigur. Am... Care e informația oficială atunci? Spuneți-ne informația oficială. Câți deținuți mai sunt în penitenciar? Informația oficială privește faptul că încă de la începutul lunii martie a fost demarat un proces de relocare. Comunicatul l-am citit și l-ați mai spus la intervenția de acum câteva secunde. Câți deținuți sunt acum la Iași? Hai să fim mai umani așa în conversație. Penitenciarul care stă să cadă. Câți ați lăsat în Iași? În acest moment nu am o cifră exactă a deținuților care... Cum n-aveți? Dar parcă ne raportați. Ziceți-ne așa ca și când a stat de vorbă, omenește. Spuneți-ne așa, n-am nicio cifră în momentul de fapt. Nu, dar de ce n-aveți nicio exact cifră? Exact acest lucru v-am spus. În acest moment nu dispun de o cifră exactă a deținuților care... Nu, orientativă, nu exactă. Există așa orientativ sau nu i-a interesat pe nimeni câți oameni au rămas acolo cu riscul de a cădea clădirea peste ei? Nu ne interesează, nu? În acest moment nu există un risc de a cădea acea clădire. Păi atunci de ce ați evacuat? Păi... Nu vorbim despre o evacuare, trebuie să folosim și să respectăm proprietatea. De ce ați relocat pe ceilalți? Este vorba despre o relocare determinată de un proces de modernizare a unui pavilion de deținere. Deci doar un pavilion era cu factor de risc. Este vorba despre un pavilion, iar acest proces de modernizare presupune de la sine relocarea unui număr de deținuți. Bine. Am înțeles. Bine. Mulțumim, vă spunem totuși că... De la Federația Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarului. Vreți să citești și eu? Zi așa, corpul A al penitenciarului Iași are 5 secții de deținere și este o construcție fără fundație, cu parter și un etaj. Iar în prezent încă mai este populat cu peste 100 de deținuți, nefiind posibilă relocarea acestora în zona Moldovei din lipsă de spații. Conform estimărilor noastre, bazate pe suprafața construită și raportate la nivelul de siguranță a deținerii specific regimului de detenție semideschis, estimăm că reabilitarea acestui corp de clădire ar costa aproximativ 7 milioane de euro, iar reconstrucția aproape 4,5 milioane de euro. E mai scump să reconstruiești decât să... Ce a zis? Decât să reabilitezi. Foarte scurt până la pauză. Mesajul șocant al mamei unuia dintre tinerii care au bătut un bătân în Brașov. Sunt o mamă eroină, doar niște analfabeți îmi pot da mie explicația educării unui copil. Este vorba despre drama petrecută la Brașov cu bătrânul care lucra zilier la niște bezmetici, care în momentul când li s-a cerut suma de bani pentru munca prestată, l-au luat la bătaie și hai să vedem imaginile și să-l și ascultăm pe bătrânul acesta. Interesant este că acum intervine mama. Pe Facebook, pe pagina de Facebook a domniei sale, intervine mama unuia dintre acești bezmetici și are o declarație. Hai să ascultăm. Lucram cu ziua, câștigam 700-900 de lei sâmbătă, făceam acasă cu bani și nu mergeam la gunoi. Eu lucram singur și mă ceam acasă, ducea bani la copii. Cum de eu la 70 de ani lucrez atâta timp din non-stop, caransaj cu ciment în cap și ei nu lucrau. Ofticați. Am dat 80 de lei împrumut, nu i-am mai avut 5 ani de azi. Le-ați dat lor 80 da, de lei? Da, 80 de lei am dat. Și i-ați cerut banii atunci? Azi atunci cred că am cerut banii. În cap m-a lovit. În cap și aici mă doare tare. Părțunea asta mă doare extraordinar tare. Aici mă doare enorm. A dat aici cu picioarele, cu pune
și am vrut să mă apăr, dar nu știu dacă am reușit sau nu am reușit. Da, situația e foarte încălcită în sensul că am împrumutat pe unul dintre ei acelui banii, oricum omul își cerea banii, asta e ideea principală, da? Că erau banii cuveniți în urma unei munci prestate, sau cum a apărut informația inițial, da. Că era vorba de un împrumut încă neachitat, cum ne spune acum după ce s-a lovit la cap sărmanul bătrân, cert e că a fost bătut de doi tineri. Și cert este că în momentul când a apărut unul mai zdravă în cadru, dacă ați urmărit imaginile, cei doi tineri viteji au luat-o la fugă. Cam ăsta este comportamentul lor. Haideți să vedem ce zice mama unuia dintre cei doi, mama lui Mircea Mihai Constantin, 24 de ani. Sunt o mamă eroină, doar niște analfabeți îmi pot da mie explicația educării unui copil. Deci ați văzut cum lovea un bătrân, copilul acesta despre care vorbim acum. Este una dintre pasiunile mele, dragii mei neștiutori de carte. Nu știu, probabil că educarea, așa înțeleg din ce scrie. Poate lupta de stradă. Poate lupta poate e full contactul. Voi care nu mă cunoașteți, mai bine mergeți la plimbare și vă îmbogățiți vizual. Ce înseamnă? Că până la urmă comunicarea asta, doamne, este extrem de greu de explicat. Ce înseamnă chestia asta? Că acești tineri bezmetici sunt crescuți de o mamă de genul acesta, care nu consideră, adică te-aș fi așteptat la un moment de genul în care vine să-și ceară scuze pentru că a produs public a produs pe această lume în spațiu public un individ ca cel pe care l-ați văzut în imagini. Luăm 2-3 minute de publicitate, după care ne întoarcem cu ceva și mai tare, dacă vă închipuiți că poate exista așa ceva. Tot sunt direct, poza zilei de astăzi este făcută de unul dintre colegii noștri de la B1 TV, care venind către televiziune a surprins acest moment teribil într-un mijloc de transport în comun, o doamnă plecată de la, probabil din entuziasmul ăsta al cumpărăturilor pascale, a plecat cu tot cu căruciorul de la un i-a găsit și o utilitate acestui cărucior. E dificil de înțeles cum a reușit să urce, dar asta înseamnă că e destul de dificil traficul. Da, iată. Cu mijloace de transport în comun, adică bine, nu încurajăm astfel de atitudini. Nu încurajăm, dar nici nu descurajăm. Încercăm să ne descurajăm că nu sunt extrem de legale, dar e încă o practică în România, mersul cu căruțul, plecarea cu căruțul. Și ai fost la cumpărător, da. Și cu ce te-ai întors? Cu căruțul. Cu un căruț, cu ce ai venit? Cu căruțul. Da, am cumpărat mai nimic, dar am luat măcar căruț. Și apropo de practici, mergem către Camera Deputaților, care a adoptat astăzi cu 188 de voturi pentru și 88 împotrivă. Auzi. Și 15 abțineri, a adoptat o bizarerie care dă liber la dinamitarea parcurilor naționale și a celorlalte arii naturale protejate. Și pentru asta îi zicem bună seara domnului Goțiu, senator USR. Bună seara! Bună seara și bine v-am găsit! Înțeleg că gata, s-a rezolvat și cu ariile astea naturale, vor putea fi exploatate sau nu încă? Sperăm că nu, pentru că deja am pregătit o sesizare la Curtea Constituțională împotriva acestei legi. Colegii de la PNL și PMP au semnat și ei această sesizare și în momentul în care va fi depusă la secretariat o vom ataca, pentru că din punctul nostru de vedere este o încălcare gravă a cel puțin 3 articole constituționale și în primul rând a articolului 35 din Constituție, care prevede dreptul la un mediu sănătos și echilibrat ecologic, dar și articolul 135 din Constituție, unde se spune foarte clar că economia, e vorba despre articolele despre economie și statul, trebuie să asigură refacerea și ocrăstirea mediului înconjurător, precum și menținerea echilibrului ecologic. Domnule senator, haideți să explicăm foarte clar și cât se poate de simplu. Ce prevede această lege votată de majoritatea parlamentară? Deci, legea prevede că pentru proiecte care au dobândit licențe înainte de anul 2007, adică înainte de intrarea României în Uniunea Europeană, și nu mă feresc să spun, sunt proiecte care au ajuns pe mâna unor băieți deștepți, chiar acum au apărut și în Gazeta Sporturilor niște detalii despre un astfel de proiect minier, dar e vorba de proiecte care nu au obținut acordurile de mediu și atunci, pentru că legislația europeană este destul de clară din acest punct de vedere, că nu prea au ce să caute proiectele miniere în aerele naturale protejate, se dă posibilitatea ca pentru aceste proiecte miniere să fie modificate conturul arelor naturale protejate sau altfel, pur și simplu să facă exploatări miniere în mijlocul arilor naturale protejate. Adică suspendăm normele europene? Da, cam asta este, din păcate, situația. Sunt cel puțin două directive care sunt încălcate clar, directiva EIA și directiva Habitate, dar chiar și tratatul Uniunii Europene este încălcat atunci când vine vorba de protejarea mediului. Pentru a înțelege un pic cât de
Surta a adoptat această lege din septembrie, de când i-a intrat începutul legislativ prima dată la Senat. Am solicitat Ministerului Mediu, Ministerului Apelor și Pădurilor, Agenției Naționale de Resurse Minerale. Bun, și Naționale, Uniunea Europeană n-are niciun punct de vedere? Că noi aici suntem atât de rebeli și haiduci? Punctul de vedere a Uniunii Europene este destul de clar și cred că ne paște un infringement dacă această lege nu va fi oprită la Curtea Constituțională. Dar vreau doar să spun că am solicitat la toate instituțiile statului care au responsabilitate în acest domeniu să ne spună exact. Domnule, spuneți-ne ce arii naturale protejate sunt vizate și unde există licențe și ar putea fi afectate. Să știm care sunt proiectele care beneficiază de această lege. Nu au trimis această listă. Păi poate sunt niște proiecte pe care trebuie să le protejeze, nu cum fac cu ariile, pentru că sunt și interese politice, nu? Sau din jurul grupurilor politice, cel puțin în cazul Roșia Montană, unde am documentat multe ani acel subiect și unde sunt și două rezervații naturale, Piatra Corbului și Piatra Despicată, nu există niciun dubiu de ce interese sunt acolo. La fel, probabil, și în cazul Guila Vânturarița, unde se dorește extinderea unei mine de sare, de parcă nu avem atâta sare, mii de sare în România și trebuie să extragem sare doar din arii naturale protejate. Sunt astfel de proiecte de interes național, de interes strategic, adică dacă nu exploatăm sarea aia de acolo, din aria aia protejată, mâncăm nesărat următoarele decenii sau? Nu, cred că interesul național este în primul rând sănătatea oamenilor, dacă nu vorbim. Bineînțeles că asta a trebuit să fie interesul. Domnul Goțiu, vreau să vă pun o ultimă întrebare. Dați-mi și mie un nume. Cui a dat în cap această idee? Adică, hai să nominalizăm un pic. Este vorba de un deputat din Vâlcea, adică am înțeles că vorbeam de acel parc Buila Vânturarița, un deputat PSD... Domnul Lovin este... Domnul Lovin. O să încercăm să tot de vorbim și sunt mai mulți autori, dar el este principalul autor al acestui... Bine, mulțumim, domnul Goțiu, urmărim subiectul și poate dăm și de domnul Lovin ca să ne explice cum i-a dat în cap. Că pe mine mă interesează și geneza așa, cum îți dă în cap așa, cum stai pur și simplu în viață și te îți dă în cap. Ia să facem noi chestia asta. Uite, urmăream acum, articolul scrie avocatul penalist, dar citisem avocatul penalist. Nu. No. N-are nicio legătură. Niciun fel de legătură. Domnul Mihai Paul Neamț a analizat într-o postare pe pagina sa de Facebook, scrie Ziarul de Cluj, protocolul încheiat între SRI și Parchetul General și spune că este o trădare națională. Bună seara, domnul avocat. Bună seara. E o trădare națională, adică mi se pare extrem de dur acest. Dar este un articol de opinie, nu o analiză juridică. Da, e o opinie. Dar de ce ați ajuns sau cum ați ajuns la această opinie că protocolul SRI, Parchetul General, ar fi o trădare, un act de trădare națională? Spuneam încă o dată, este un articol de opinie și evocă prioritatea statală de a proteja interesele cetățenilor. Da. Ori, în măsura în care principiul oficialității și publicității legii este viciat prin întocmirea de acte secrete, natura secretă a documentului în sine, care ar trebui să, nu-i așa, așeze actul juridic și de justiție în niște parametri excepționali, este vician, profund vician. Eu ca cetățean nu știu ce lege mi se mai aplică, atâta vreme cât nici măcar modul de aplicare al ei nu mai mi s-a dus la cunoștință. Adică v-a deranjat într-un fel faptul că era secret. Se era secret. Adică dacă era public, nu era o problemă. Problema era că s-a întâmplat în secret. Absolut. În momentul în care, bine, dincolo de multiplele critici pe care le aduc juridic și da, care le puteți regăsi într-o postare a Baroului Cluj, care este analitică, punctual pe articolele pe care le apreciem ca fiind încălcători ale legii, faptul că între autoritățile statului, într-o aplicare a actului de justiție, se încheie un document secret. Este de natură a vicia profund drepturile procesuale ale constituției. Da. M-a șocat titlul, adică mi s-a părut ca în dramatică, așa că trădare națională, adică. Da, păi, acum titlul nu este dat de mine. Deci nu e acuzat de trădare națională. Da. Bine, mulțumim pentru intervenția dumneavoastră, pentru că nu mai avem foarte multă vreme. Uite, văd, apropo de achiziții publice, da, văd această bucurie în achizițiile publice reprezentate de domnul Fifor, ministrul apărării. El, când e vorba de achiziții publice, nu se uită la bani. Se
Suntem prea sărați să ne permitem arme ieftine. Cu ce tipuri de armament sofisticat se dotează armata română în anul 2018? Ce tipuri de armament sofisticat? Ia. Bă, interesant, în primul rând, mi se pare interesant, interesant e mobilul. Zice, pe fondul presiunilor provocate, cum se argumentează? Sigur. Provocate de unele mișcări ale Rusiei în 2018, armata română crește ritmul dotărilor. Ca să ținem pasul cu armata rusă. Păi și cu, țineam pasul și cu dotările armatei ruse și am citit un titlu la un moment dat. Rusia a testat cu succes o rachetă ce poate distruge suprafeței de mărimea Franței. Da, ne-am luat și noi, la fel, ca să ținem pasul. Că domnul Fifor nu acceptă. Domnul Fifor nu acceptă concurența. Deci tu înțelegi că noi cu așa ceva... Dacă au rușii, vreau și eu. Vrem și noi. Și da, îți dai ce seama. Consumă rușii, vrem și noi. Dar tu îți dai seama cum decurge o discuție între un specialist și un filolog. Și un filolog, cum e domnul... Nu, ai, între un specialist în zona militară, da, în zona armamentului, în zona de înzestrare a armatei, un om care înțelege realitățile militare ale lumii, și domnul Fifor. Dai seama când îl urmărește un specialist în chestiuni ce țin de înzestrarea armatelor lumii, pe domnul Fifor spunând, am văzut că rușii se înzestrează, e cazul să cumpărăm ceva tehnologie, n-aș vrea să ajungem de râsul rușilor, sau mai mult decât atât, să aud că m-au depășit pe mine rușii cu armata lor. Și îți dai seama un specialist cum se uită la domnul Fifor? Deci îl întreabă, dumneata, acum ești în mijlocul unui pamflet? Reprezinți un pamflet? 3 miliarde, a desemnat pe de un pamflet? 3 miliarde de euro. 3 miliarde de euro în 2018 vor fi cheltuielile pe achiziții asta de echipament militar. Asta vrea să-i aducă iepurașul de Paște domnului Fifor. Perfect. Ca să nu mai stea cu grijă poporul român, că cine știe ce face armata și rusă. Și nu putem să le punem în sectorul decorative, toate instrumentele astea. Să le publice pe SEAP. Și să nu le semneze, să nu dea niciun ban. Bine. Le ia și le ține la păstrare. Mulțumim. Să aveți o Românie bună în continuare. Ne întâlnim mâine de la 6:30. Urmează dosar de politician cu Silviu Mănăstire. Toate cele bune.